Doamnelor și domnilor, aflăm astăzi o știre din media mondenă online, cum că domnul Dinu Maxer și-ar fi refăcut viața. Dinu Maxer a decis să-și refacă viața și nu pierde timpul. Știți că a mai fost o domnișoară. Artistul a fost surprins în compania unei alte domnițe. Solistul a petrecut weekendul pe litoral cu o tânără brunetă care, noua cucerire a lui Dinu, este actriță, MC la evenimente, show-uri de dans și nu numai. Se numește Magdalena Chiaia. A participat la emisiunea Umor, unde a reușit să facă un adevărat spectacol, ajungând în finală. Magdalena Chiaia, căci așa o cheamă, l-a invitat pe Dinu să ia parte la un festival de dans pe litoral. În imaginile postate pe rețelele de socializare, cei doi au surprins apusul pe terasa camerei unde au fost cazați. Pam, pam! Ce ne facem, fetelor? Să vedem ce e adevărat, pentru că noi am reținut că la ziua acestei domnișoare Dinu a fost surprins alături de cea cu care a fost vremelnic iubita lui. Dinu Maxer este alături de noi prin telefon, că se află la o acțiune. Dinule, ce e adevărat? E, a fost sau n-a fost? Te salut cu drag și salut toți telespectatorii. În primul rând vreau să te felicit cum ai prezentat cazul. Deci eu nu, ce să mai zic, că ai trăit și concluzia. Răspunsul e da sau nu, că nu mi-ai spus dacă a fost sau nu. Răspunsul este nu, evident. Așa cum am apărut și am spus când au fost paparații și m-au surprins doar vorbind la urechea unei domnișoare și am zis da, ea este prietena mea. Acum apar și vă spun nu, nu este prietena mea, este doar o amică foarte bună, colaboratoare, mai nou și profesoara mea de aceasta, așa că nu este ceea ce s-a scris presa. Da, domnule, stai o secundă, eu am citit acolo că ați fost undeva la mare. Unde ați fost la mare? În Mamaia. În Mamaia. A fost un super festival pe profil. Pentru toți iubitorii de salsa, bachata și... Așa, și scria acolo că era o cameră pe o terasă dimineața unde amândoi urmăreați răsăritul. Adevărat sau fals? Nu, fals. Era un apus, era într-un apartament cu 4 camere pe care l-am împărțit frățește. Cu cine? Păi cu ea. Și n-ați încurcat camerele niciodată? Și n-am încurcat camerele. Ce crezi că mi-era rușine să zic? Sunt un bărbat liber. Aș fi apărut și aș fi zis. Da, domne, așa este. Dar dacă nu e adevărat... Nu, că știi cum e? Că dacă vă împăcați bine, nici măcar nu le încurcați. Le duceți unde trebuie. Uite, Vali Vigelie, care în continuare este aici, zice și el. Să fie... Salut, Dinu! Te salut cu drag, Vali! Să ai parte de bucurii și ține minte, care nu ține aproape cu tine, lași pe toată lumea. Viața merge înainte pentru toată lumea. Ai înțeles? Da. Și urez succes în muzică, succes în dragoste, să fii iubit. Ești un bărbat iubit, așa că va fi bine. Sau poate vă ajută Dumnezeu să vă împăcați. Da? Tu cu soția ta. Doamnelor și domnilor, Vali, cuvânt de înțelepciune, bă, băiatule. Parcă era duhovnic, așa frumos. Să zicem în exclusivitate. Da. Vali Vigelie a fost alături de mine cu sfaturi și tot așa, suflet mare cum e. Și când am încheiat relația cu Nicoleta Lucio. O ultimă întrebare. Bun, nu domnișoara Magdalena, spui tu și te credem. Că tu ai fost sincer cu noi în ultima perioadă, ai venit, ai spus lucrurilor pe nume. Dar altcineva, semnul întrebării. Da, din păcate nu există altcineva în momentul ăsta, fiindcă probabil am fi mers în trei la festivalul de salsa. Am înțeles. Dar sunt în căutări, să zic așa, sau de data asta o să fiu mai selectiv. Vezi, nu mai sări imediat, că uite, vezi, lumea crede că și după aia nu e chiar că, cum spunea o vorbă românească. Da, eu nu înțeleg că de ce au apărut aceste știri cu Magda acum, odată ce eu am prezentat show-ul TV la piesa, la ultima mea piesă, S-a furat mireasa, alături de ea. Ea era îmbrăcată în mireasa. Am făcut și un story pe acest gen. Păi o fi zis lumea că e următoarea mireasă. Știi cum sunt oamenii ăștia răutăciuși. Păi tocmai, dar de ce n-au comentat atunci? De ce au comentat acum? Ne cunoaștem deja de 2 luni. Vă dați seama dacă era ceva, se întâmpla de mult. Eu aștept de la tine vești și noi suntem, te urmărim și vedem ce se întâmplă. Dinu, îți mulțumesc foarte mult, să fii sănătos, să fii iubit, că ne spui tu dacă a fost bine, da? Acum vreau doar să precizez că este prima apariție, așa că e prima dată când dezmint acest zvon. La tine în emisiune, ca de obicei.
Dragi colegi, sunteți liberi să-l sunați pe Dinu și să mai aflați mai multe de la el, dacă cu siguranță puteți să aflați mai multe, dar înțeleg că ăsta e adevărul, gol-goluț. Cam asta e. Ca pe plajă, în costum de baie. Mulțumesc foarte mult, Dinu, doamnelor și domnilor. Te pup. Deci, notele jurului pentru peștele sub pică și care a mai fost. Deci, nu a fost bun, așa că l-am mâncat pe tot. Da, nu ne-a plăcut deloc. 10, nu ne-a plăcut. Foarte bună. Deci, văd că nu ți-a plăcut deloc. Uitați-vă și dumneavoastră cum arată farfuria unui om care nu i-a plăcut deloc. Deci, meriți nota 20. Și vorbesc din suflet. Da. Doamnelor și domnilor, Adrian... De ce nu ai dat și tu 20? Hai cu 10 de la mine tot 20. Am înțeles. Nu că e bine și... Băi, nota 20. După aia încep să-mi iau nasul la purtare și nu. Nu mai mă înțeleg cu nici. Nu, două secunde să-ți iei nasul la purtare, trebuie să faci din ce în ce mai bine. Tu trebuie să stai cu mintea aici la noi, că uite, vezi cum vine lumea, mai mănâncă de mâna ta, doamnelor și domnilor. Nu mai mă chinui să mai ca o client, vin ei spre mine. Ai văzut, ai văzut. Îi mulțumim lui Vali și echipei lui absolut senzaționale de prieteni. Acum însă puțină grație. Liza Panait a făcut o colecție de modă inspirată fiind de povestea extraordinarei pictorițe și artiste Frida Kahlo. Mărturisiri incredibile de la Liza, de la Viorel și câteva imagini superbe de acolo. Apoi ne întoarcem cu alte exclusivități.